Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției de astăzi. Întrebările economice sunt cele prioritare. În Nistrenia se pregătesc către runda ordinară de negocieri în formatul 5+2. În Spitalul Central din Râbnița a început reparația mult așteptată. Lucrări capitale au loc în secția de primire a maternității. Se va mări oare cantitatea de pește în Nistru? În Ministerul Agriculturii și Resurselor Naturale au analizat pe cât de efective sunt măsurile întreprinse pentru aceasta. Pe data de 5 și 6 iunie la Viena va avea loc runda a doua din anul curent a consultațiilor în formatul 5+2. Actualmente, participanții ei se pregătesc activ de întrevedere. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Radoico Bogoievici, a venit la Tiraspol pentru a afla de la diplomații nistreni care sunt întrebările ce doresc să fie discutate în capitala austriacă. Ministrul de externe al Republicii Moldovenești Nistrene, Nina Ștanski, a menționat că la Tiraspol prioritare sunt întrebările economice. Runda a doua de consultații în formatul 5+2 trebuia să aibă loc încă în aprilie curent, însă din cauza neîndeplinirii obligațiunilor din partea Chișinăului legate de anularea unui șir de restricții economice, partea nistreană a rugat ca ședința să fie amânată. Mai târziu, Moldova a anulat adunarea accizelor și impozitelor la care au fost supuse întreprinderile nistrene. La Tiraspol consideră că succesul dat n-ar trebui să fie ultimul. Scopul principal pentru delegația nistreană este anularea restricțiilor. A restricțiilor reciproce pentru comerț, care astăzi sunt o problemă acută atât pentru Republica Moldovenească-Nistreană, cât și pentru Republica Moldova, pentru dezvoltarea proceselor economice în genere în regiune. La întrevedere s-a menționat că situația în regiune se înrăutățește la fel și din cauza multor întrebări neregulate dintre Nistrenia și Moldova. Anume din această cauză, la Tiraspol acordă o atenție deosebită problemelor economice. Reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE speră că atmosfera pozitivă se va păstra și în cadrul negocierilor de la Viena. Scopul principal al vizitei este de a asculta îngrijorările prietenilor mei din Tiraspol și Chișinău, problemele de bază pentru ca runda să fie mai fructuoasă și să aducă rezultate pozitive. Totuși, astăzi au discutat și despre aparențele negative. Chișinău continuă documentarea forțată a cetățenilor nistreni. În adresa unor reprezentanți ai organelor puterii din Republica Moldovenească-Nistreană, în Moldova sunt intentate dosare penale. În Ministerul Afacerilor Externe consideră că o asemenea atitudine din partea Moldovei este alogică. Datorită deciziei unilaterale a guvernului nistrean, astăzi 15 fermieri din Republica Moldova au posibilitate să lucreze în raionul Dubăsari în condiții de înlesniri. Din păcate, aceasta nu a hotărât problema totalmente, însă este un pas constructiv din partea nistreană. Deja mâine Radoico Bogoievici va efectua o întrevedere analogică cu principalul negociator din Republica Moldova, Eugen Karpov, după care OSCE va forma ordinea de zi a rundei de negocieri. Astăzi la Dubăsari au fost comemorați apărătorii Nistreniei care au căzut în lupte la 20 mai 1992 pe malul râului Nistru, în apropierea centralei electrice. Mitingul de doliu a fost desfășurat la Memorialul Gloriei și în locul unde au fost ei omorâți. Cei prezenți astăzi la Memorialul Gloriei din orașul Dubăsari și-au amintit istoria conflictului armat, începând cu primele atacuri în 1990 și până la intrarea armatei pacificatoare a Federației Ruse în 1992. Așa ne-a fost sortit ca orașul să sufere mult. Noi purtăm în memorie anii 90-91, la fel și acțiunile militare de proporții. Orașul a fost împușcat din variate muniții militare. Erau omorâți nu numai apărătorii, dar și oamenii pașnici. Pământul din Dubăsari ne este natal. El este stropit cu sângele fraților noștri. Noi purtăm în memorie acea faptă eroică care a fost săvârșită de tovarășii noștri care și-au jertfit viața pentru ziua pașnică, pentru a trăi așa cum dorim, a vorbi acea limbă care ne este mai scumpă. În total, în luna mai, în direcția satelor Coșnița, Cocieri, Roghi, au căzut în jurul la 30 de apărători ai Nistreniei. Astăzi, participanții la aceste evenimente își amintesc cum 22 de ani în urmă aici ardea pământul. Ранним утром 20 мая. Dis de dimineață, la 20 mai, batalionul detașamentului de polițiști cu destinație specială din Republica Moldova ultima dată a încercat să ocupe hidrocentrala electrică de la Dubăsari. În calea lor au stat circa 100 de cazaci.
Pe malul râului Nistru, în apropierea hidrocentralei electrice de la Dubesari, la 20 mai 1992, au fost omorâți 13 apărători ai orașului. La locul tragediei a fost oficiat un parastas de doliu. Cei prezenți au depus coroane de flori pe plăcile cu numele celor căzuți. În Spitalul Central din Râbnița a început reparația mult așteptată. Lucrările capitale au loc în secția de primire a maternității. Acolo vor apărea palate noi, utilaj care corespunde tuturor cerințelor contemporane. Constructorii promit să finiseze lucrările către luna septembrie. Viitoarele mame au fost transferate la un alt etaj din cauza reparației capitale a maternității. Pentru ele, principalul e sănătatea copilului, iar transferarea sau gălăgia sunt momente secundare. Micuța Polina s-a născut zilele acestea. Tânăra mămică Victoria spune că al doilea copil îl vor lua deja din noua maternitate. Eu și multe alte mame suntem bucuroase că în maternitatea noastră fac reparație. Este utilaj nou, benefic și pentru mame și pentru micuți. Acolo unde anterior erau condiții sterile, acum e praf de construcție și sunetul instrumentelor. O asemenea reparație de proporții, maternitatea din Râbnița n-a cunoscut practic din ziua fondării. După reparație, palatele vor corespunde tuturor cerințelor contemporane. Reparația va include atât lucrări interne, înlocuirea comunicațiilor, electrificarea, apa, canalizarea. În secția de naștere totul va fi făcut în corespundere cu normele. Vor repara și secția de primire a Spitalului Central din Râbnița. În total, pentru aceste scopuri au fost alocate în jurul la 2 milioane de ruble. Suma a fost primită în baza programului de dezvoltare ONU datorită contribuției Ministerului Afacerilor Externe și al Ocrotirii Sănătății. La fel, pentru secția primire și pentru maternitate se planifică să fie procurat utilaj și mobilă în sumă de 1,5 milioane ruble. Încăperea se va mări, se vor adăuga palate suplimentare, servicii, va fi mult mai confortabil. Va finisa reparația către luna septembrie, însă aceasta nu va influența nici de cum asupra lucrului spitalului și asupra situației demografice în Râbnița, afirmă medicii. Se va mări oare cantitatea de pește în Nistru? În Ministerul Agriculturii și Resurselor Naturale au analizat pe cât de efective sunt măsurile întreprinse pentru aceasta. În anul curent, în domeniul pescuitului, au avut loc schimbări importante. În Istrenia este permis pescuitul industrial. Între timp, pescarii au populat râul cu mai mult puiet de pește. În anul trecut, pescarii nistreni au primit aceleași drepturi ca și colegii moldoveni și ucraineni. Anterior, în Republică, era în vigoare interdicția la pescuitul cu plasă, însă țările vecine moratoriul nu l-au susținut. Acum și nistrenilor le-au permis pescuitul industrial. Însă pescarii au fost obligați să efectueze popularea cu pește. În rezultat, în anul curent, Nistrul va fi populat cu mai mult crab, caras și șaleu. Dacă în primăvara trecută acest lucru nu era efectuat, apoi în anul curent e vorba deja de 9 tone. E un mare plus pentru două bazine acvatice. Aceasta va influența benefic asupra gospodăriilor piscicole. Pentru ca peștea în Nistru să fie mai mult, în Nistrenia au fost create condiții speciale pentru dezvoltarea puietului de pește. E vorba de crearea primului loc artificial de depunere a icrelor pe Turunciuc. A fost anunțat tender, au loc lucrări de proiectare, care vor finisa către sfârșitul lui iunie și prezentate pentru examinare organelor competente. Încă o schimbare. În Nistrenia au intrat în vigoare noi reguli de pescuit. Multe compartimente au fost completate și concretizate. Concomitent este anulat un șir întreg de restricții. În noile reguli a fost concretizat că este permis pescuitul cu o unealtă, același lucru și cu pescuitul heringului. În termenele fixate este permis pescuitul industrial cu ajutorul plasei. În Ministerul Agriculturii spun, specialiștii vor monitoriza permanent situația. Și dacă va fi nevoie pentru protecția anumitor soiuri de pește, spre exemplu a aceluiași hering, interdicția la pescuitul lui va fi restabilită. La Kamianka au fost făcute totalurile concursului de compuneri ale elevilor la tema Ce ți-a șoptit obeliscul? El s-a desfășurat în cadrul proiectului social tematic Legătura între timpuri și generații, consacrat victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Ambii străbunici ai Tătianei Cătărinciuc au luptat în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. S-au stins din viață cu mult înainte de a apărea Tatiana pe lume. Istoriile vieții lor, ele aflat din povestirile bunicilor. Mi-au povestit multe lucruri interesante pe care nu le-am știut.
Această compunere foarte mult mi-a intrat în suflet. Am vrut să redau ca să nu uităm pe cei care au luptat că noi să trăim în pace. Este și compunerea un fel de mulțumire, căci prin ea tot se redau multe sentimente și dragostea față de patrie, de cei care au luptat. Proiectul Legătură între timpuri și generații durează deja al treilea an. În 2012, tot în această scenă au ieșit învingătorii concursului compunerilor la tema Mulțumiri străbunicilor pentru Marea Victorie. Anul trecut au fost determinați învingătorii concursului desenelor, Războiul desenat de băieți. Ce ți-a șoptit obeliscul? Tema lucrărilor etapei curente. Astăzi toți sunt învingători. Le aduc mulțumiri învățătorilor, veteranilor, părinților care le educă copiilor simțul patriotismului, al responsabilității pentru viitorul Republicii noastre. În creația sa, fiecare participant la concurs să străduiți și expună sentimentele pe care le trăiește când vine cu plecăciuni la obeliscul din localitatea natală. Pe foile de caiet sunt redate istoriile străbunicilor, ale consătenilor care au contribuit la apropierea Marii Victoriei. 8 lucrări au fost recunoscute drept cele mai bune. Tinerii autori, elevii 5 școli rurale și 2 urbane, au fost felicitați în scena Casei Regionale de Cultură. Elevilor le place să participe la activitățile acestui proiect. Este una din rarele măsuri când în calitate de spectatori avem pe copii care cu interes urmăresc activitatea. Își susțin semenii din scenă, se bucură de succesele lor. Proiectul merită să fie prelungit. Membrii comitetului organizatoric al proiectului deja lucrează în direcția determinării stilului etapei de concurs pentru anul viitor. Un concert de dare de seamă pentru lucrul efectuat pe parcursul anului a avut loc recent la Școala de Arte din Bender. Au evoluat discipolii școlii, muzicieni, vocaliști, iar în foaier s-a desfășurat o expoziție a lucrărilor picturale și de fotografii ale elevilor care au cucerit locuri de frunte la concursuri orășenești și republicane. La concertul tradițional de dare de seamă este făcut bilanțul anului de învățământ. Pe scenă evoluează diverse colective, cor, taraf, ansamblul jazz, cel de strune, de asemenea soliști. Plasticienii și-au vernisat expoziția lucrărilor picturale și de fotografii chiar în foaierul școlii. La un nivel înalt sunt lucrările fotografice. Am 2 elevi care au intrat în numărul celor 10 fotografi cei mai talentați în Republică la concursul Nistrenia în ochii copiilor. Ei au fost gratificați cu diplome, cadouri, calendare cu fotografiile lor. Vlada Cula își face aici studiile de 3 ani. Obiectul artă fotografică este pentru ea cel preferat. Îmi place mult ceea cu ce mă ocup în școală, obiectul arta fotografierii. În anul curent, la concursul din Tiraspol, la care am participat pentru prima oară, am fost printre biruitori. Muzica este dragoste, a spus Sergei Rahmaninov. Acest postulat se referă din plin la profesoara de pian Lilia Racoviță și la toți elevii dumneaei. Ecaterina Caracaș a cucerit locul 2 la Olimpiada Republicană la literatură muzicală, iar instrumentul muzical pe care îl studiază este pianul. Iubește să se ocupe în școala de arte, căci aici sunt pedagogi cu cunoștințe vaste, spune fata. Cu muzica îmi este ușor să mă ocup. Ea îmi pătrunde în inimă. Interpretez piese muzicale ale compozitorilor Haydn, Lange, Mozart, Bach. Astfel de concerte, ele sunt pur și simplu necesare pentru dezvoltarea unui pianist și mai ales celor minori care abia încep calea sa de muzicanți. Și după astfel de concerte, copiii se ocupă cu multă râvnă, cu multă sârguință și asta le dă inspirație. Profesorilor și elevilor școlii de arte din Bender le dorim la mai mult și la mai mare. Atât pentru astăzi, mai detaliat despre aceste și alte evenimente ale zilei în ediția de la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 21 mai se așteaptă înnorări variabile. Noaptea și dimineața pe alocuri va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 6-9 metri pe secundă, cu intensificări. Valorile termice vor indica noaptea la nordul Republicii +11, +13, ziua 23-25 de grade.
În capitală noaptea plus 12, plus 14, ziua 24-26 de grade. În următoarele zile precipitații nu se prevăd, se va încălzi.